Frăsinei, luna septembrie, ziua 28-a, cuviosul Hariton mărturisitorul. Cuviosul Hariton era din eparhia Licaoniei, locuitor în cetatea Iconiei, creștin binecredincios și ales într-o bunătăți. Acesta s-a arătat mărturisitor al numelui lui Iisus Hristos în vremea lui Aurelian, rău credinciosul împărat, 270-275. Când a ieșit păgânească poruncă de la împărat prin toate părțile ca să fie siliți creștinii să jertfească idolilor, iar cei ce nu se vor supune poruncii să fie uciși, atunci Hariton, în Iconia, la un lucru ca acesta strălucea cu bună credință ca cel mai dintâi dintre creștini. De aceea a fost prins și legat de guvernatorul țării acelea și dus la judecata păgânilor, unde l-a întrebat pe judecătorul zicând: pentru ce nu te închini zeilor celor cu nume mare, cărora împăratul și toți supușii își smeresc capetele lor? Răspunsa Hariton: toți idolii păgânilor sunt diavoli, care oarecând pentru mândria lor au fost surpați din cer în iadul cel mai de jos, că-și voiau să se asemene cu Dumnezeul cel prea înalt, iar acum oamenii cei fără de minte și înșelați caută să-i cinstească ca pe niște dumnezei. Însă și ei și cei ce li se închină lor vor pieri curând și ca fumul stingându-se se vor pierde, pentru aceea nu mă voi închina lor, căci eu am pe adevăratul Dumnezeu, căruia îi slujesc și mă închin. El este ziditorul tuturor și mântuitorul lumii care trăiește în veci. Zisa judecătorul: prin răspunsul tău cel din tâi te-ai făcut vrednic de moarte, căci ai îndrăznit a huli pe zei cei fără de moarte și a nenumi pe noi, cei ce ne închinăm lor, nebuni și înșelați. Deci s-ar cădea să ți se taie capul cu sabia ca unui rău grăitor, dar de vreme ce zeii noștri sunt îndelung răbdători și negrabnici spre pedeapsă pentru necinstirea lor, pentru aceea și eu te îngăduiesc pe tine, nu îndată pierzându-te, căci poate, venindu-ți cumva în simțire, te vei înțelepți și vei aduce împreună cu noi jertfă acelora pe care acum îi hulești și îți vei cere de la dânsi iertare pentru greșeala ta, cea cu atâta îndrăzneală. Iar ei, ca niște nerăutăcioși, sunt gata a te primi, iertându-ți necinstea ce le-ai adus. Răspunsa Hariton: De sunt Dumnezei idolii voștri, apoi rău faci ghemoane, suferindu-mi dosădirea cu care îi necinstesc, că fiecare este dator pentru cinstea Dumnezeului său să fie statornic și să-și arate râvna cea după dânsul, iar de nu sunt Dumnezei, apoi în zadar poruncește a se închina lor cineva, însă să știi cu din adinsul că niciun fel de chin nu mă va dezlipi de Dumnezeu cel viu și la cinstea spurcaților idol nu mă voi pleca, pentru că sunt ucenic al fericitei mucenițe Tecla, care a strălucit cu razele muceniciei ca o făclie în această cetate a noastră, în Iconiu, fiind povățuită spre nevoință de Sfântul Apostol Pavel, învățătorul cel mare, cu care eu acum zic: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos, necazul sau strâmturarea sau prigoana sau foamea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Guvernatorul a zis: dacă zeii noștri n-ar fi Dumnezei, precum zici tu, apoi nu ne-ar da nouă bine, viață cu noroc, bogății, măriri și sănătate? Răspunsa Hariton: te înșeli, ghemoane, părându-ți-se că pe toate acestea le ai de la mincinoșii idoli, care și singuri sunt săraci și nimic nu au fără numai pierzarea lor, pentru că diavolii nici la porci nu au vreo putere fără voia lui Dumnezeu, iar idolii cum pot să dea cuiva ceva a ei înșiși neavând nimic, căci nu își întind mâinile lor, nu merg cu picioarele, nu grăiesc cu limba, nu văd cu ochii, nici nu aud cu urechile, pentru că sunt fără de suflet. Și de vrei să cunoști adevărul, încredințează-te cu lucru și vei vedea deșertăciunea lor. Apropie o lumânare aprinsă la gura idolului și îl pârlește pe el, oare îl va durea? Ia securea și taie lui picioarele, vezi, va striga? Să aduci un ciocan și să-i sfărâm coastele lui și vezi de va geme? Cu adevărat nimic nu vei auzi, căci nu are viață și nici suflare. Acestea auzindu-le, ghemonul s-a pornit cu mânie și ca un beat a răgnit de iuțime, nelăsând pe Sfântul ca mai mult să întindă cuvântul. Apoi îndată a poruncit celor ce stăteau de față să-l prindă și să-l dezbrace și întinzându-l la pământ în chipul crucii să-l bată cu vine fără de curțare.
Iar Sfântul răbda cu vitejie, vrând mai bine să moară pentru Hristos Domnul, decât să trăiască depărtându-se de ziditorul său. Iar când bătea pe Sfântul, prigonitorul îl întreba, oare vei șerfi idolilor celor fără de moarte haritoane, sau vrei să iei mai multe bătăi pe trupul tău? Răspunsa mucenicul, de s-ar putea de 1000 de ori a muri pentru Mântuitorul meu, aceasta mai ales aș fi vrut, decât până la o vreme să trăiesc și apoi să mă închin diavolilor. Și atât au bătut pe Sfântul peste tot trupul, încât și cele dinăuntru ale lui se vedeau, carnea de pe oasele lui cădea, iar sângele ca un râu se vărsa și se făcuse tot trupul numai o rană. Apoi, încetar al mai bate, văzând că era abia viu și părându-li se că acum va muri de grab, l-au luat în spate și l-au dus în temniță, pentru că nu putea să pășească singur, nici să grească ceva, ci abia sufla, așa de cumplit l-au bătut. Punându-l în temniță, au plecat, iar Dumnezeu, văzând răbdarea pătimitorului său, l-a întărit și l-a tămăduit de grabă de rănile lui. Astfel că pe cel pe care păgânii nădăjduiau să-l vadă mort, pe acela l-a făcut viu și sănătos, încât preamărea pe Domnul ca David, nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Apoi îl scoaseră a doua oară la judecată și după ce a arătat mai mare îndrăzneală decât întâi, spre mai mare mânie a pornit pe prigonitorul, care a poruncit să iardă trupul cu făclii și atât l-a oars încât tot trupul lui s-a fript ca niște carne de mâncare. Iar el se bucura, răbdând niște chinuri ca acestea pentru Hristos Domnul său, și iar îl aruncară în aceeași temniță. În acea vreme, Aurelian Cezarul, de mânia lui Dumnezeu, fiind pedepsit pentru vărsarea sângelui creștinesc, a murit, căci mergând el prin Bizantia și Heraclea, mai întâi a fost înfricoșat cu un tunet mare din cer, care i-a însemnat înainte grabnica lui moarte, apoi s-a lipsit rău de această viață în chinuri cumplite. După moartea lui, a încetat prigonirea asupra creștinilor, dându-li se libertate din legături și din temniță legaților lui Hristos. Pentru că cel ce a luat după moartea lui Aurelian împărăteștile sceptre, învățându-se cu pedeapsa celui ce mai înainte împărățise, a trimis poruncă prin toate părțile stăpânirii sale, ca toți creștinii să fie slobozi. Se temea să nu pătimească și el tot ca Aurelian, purtându-se rău cu creștinii. Și a fost atunci mare bucurie între drept credincioși, se dădea drumul din obes celor legați, cei izgoniți în surghiun se întorceau la locurile lor, episcopii ieșeau din pustie și din peșteri, preoții și credincioșii care de frica chinuitorilor se ascunseseră, sărutându-se unul pe altul, se veseleau pentru pacea bisericii. Atunci i s-a dat drumul din temniță și cuviosului Hariton mărturisitorul, cel care voia mai bine să moară pentru Hristos decât să fie slobod lepădându-se de el. Dar purtarea de grijă și a dumnezească i-a lungit viața spre folosul multora, ca împreună cu ceata mucenicilor celor de bună voie să stea înaintea lui Dumnezeu ca un păstor cu oile și precum tatăl cu fiii. Din acea vreme, Sfântul Hariton, ostașul lui Hristos cel însemnat prin rând, s-a lepădat de lume și de toate cele din ea și, luându-și crucea, a mers pe calea cea aspră, făcându-se de viu mort pentru lume, însă viu pentru Dumnezeu. Pentru că, purtând pe sine rănile Domnului Iisus, s-a schimbat cu totul și s-a răstignit cu cel a cărui dumnezească patimă o avea totdeauna înaintea ochilor și a mers la Ierusalim, unde Domnul nostru și-a dat sufletul său pe cruce. Când mergea pe calea ce o luase, fiind aproape de Ierusalim, a căzut în mâinile tâlharilor, care, neavând ce să ia de la dânsul, l-au luat pe el, ducându-l în peștera lor, vrând să-l dea la moarte amară. Dar nu l-au ucis, ci, grăbindu-se, au alergat la drum, căutând oameni din cei ce treceau pe acolo ca să jefuiască, iar pe Sfântul Hariton l-au lăsat în peșteră zăcând legat. Acesta, ca și mai înainte, fiind în lanțuri și în munci, mulțumea lui Dumnezeu, fiind gata ca din voia lui Dumnezeu să primească orice moarte. Și batjocorea pe diavolul zicând, știu, diavole, că temându-te să te lupți singur cu mine, ai adus tâlhare asupra mea și vrând să-mi împiedici scopul meu, mi-ai pus curs în calea mea aceasta. Dar să știi că nu tu pe mine, ci eu pe tine te voi birui cu ajutorul Dumnezeului meu. Căci, deși mă vor ucide tâlharii, tot am nădejde la mila lui Dumnezeu, că voi moșteni sfânta lui odihnă, iar tu vei moșteni ghena.
Eu voi învia în viața veșnică, iar tu vei muri cu moartea cea veșnică și vei fi mort în pierzarea cea fără de sfârșit, dar puternic este stăpânul meu ca și aici să mă păzească viu de mâinile tâlharilor și să mă izbăvească de moarte, precum a izbăvit pe Isaac de junghiere, pe tinerii din cuptor, pe Daniel de lei și pe Sfânta Tecla de foc și de fiare. Acestea grăind Sfântul, iată a venit un șarpe care, aflând în peșteră vin într-un vas, a băut dintre însul și îmbătându-se, a vărsat iar în vas vinul cu o travă din el și a plecat. După aceea, venind tâlharii cuprinși de sete, au băut fiecare din acel vas și au fost uciși de acea o travă de la șarpe. Și căzând toți la pământ au murit, astfel au primit pedeapsa cea vrednică și sfârșitul groaznic pentru faptele cele rele ale vieții lor. Sfântul Hariton, izbăvindu-se de junghierea lor, s-a dezlegat cu ajutorul lui Dumnezeu din legături și a luat cu sine dintre acea peșteră o mare mulțime de aur pe care îl adunaseră tâlharii, jefuind de mulți ani. Această avuție tâlhărească Sfântul Hariton a întrebuințat-o bine, căci a dat-o la săraci, la biserici și la mănăstiri, iar din ce i-a mai rămas a zidit în locul acela un locaș care se numea Fare, prefăcând peștera aceea tâlhărească într-o biserică și adunând frați. Apoi, ducându-se vestea despre dânsul în toată țara aceea, mulți veneau la dânsul pentru viața lui cea îmbunătățită și călugărindu-se de dânsul se linișteau în acel locaș, primind folos de la învățătorul și povățuitorul lor, cuviosul Hariton, la cărui sfântă viață priveau ca la o făclie luminoasă și se întăreau duhovnicește. Căci era desăvârșit în bunătățile și nevoințele călugărești, iubind postul și înfrânarea ca pe o dulce hrană, având osteneala ca pe o odihnă și sărăcia ca pe o bogăție păzind-o. Era milostiv, iubitor de străini, îndurător, iubitor de frați, blând, tăcut și tuturor bine apropiat. Avea în gură cuvântul drept cu sarea înțelepciunii, prin care totdeauna învăța pe frați calea cea mântuitoare. Au rânduit în mănăstire ca părinții să mănânce o dată în zi și aceasta seara și să nu primească bucate și băuturi, ci numai pâine și apă, și acestea cu măsură ca nu cumva, îngreunându-și pântecele cu prea mare sațiu și multă băutură, să se facă nelesnicioși și greoi spre sculare la rugăciunea cea de la miezul nopții, iar după rugăciune să se îndrănicească la lucrul mâinilor, păzindu-se cu dinadinsul, ca niciun ceas să nu treacă în deșert, ca nu cumva diavolul, aflând fără lucru pe vreun călugăr să-l vâneze pe el cu înlesnire în cursa păcatului, pentru că lenevirea și deșertăciunea sunt începutul căderii în păcat. A mai poruncit fraților să șadă prin chirii și să se liniștească, neumblând de colo până colo, căci adunându-se la vorbe de șarte, multe împiedicări se fac din cuvintele seci, precum mărturisește Scriptura, vorbele cele rele strică obiceiurile cele bune. Știința curată să se păzească ca lumina ochiului, sărăcia să o iubească mai mult decât aurul și argintul și ascultarea să o aibă ca pe o ajutătoare la câștigarea mântuirii. Apoi smerenia, dragostea, răbdarea, nerăutatea și toate celelalte fapte bune călugărești să le câștige ca pe o vistierie de mult preț și numai într-o dânsele să se îmbogățească. Învățând în felul acesta pe frați și rânduind bine locașul precum se cădea, a poruncit să se adune toți părinții și alegând dintre dânsii pe cel care îl știa că este mai presus decât toți ceilalți cu fapta bună, pe acela l-a pus păstor lor în locul său, iar el a vrut să se ducă în cel mai adânc pustiu, iubind liniștea și depărtându-se de oameni. Și pentru că avea darul de a tămădui neputințele și a alunga dracii, se aduna la dânsul de pretutindeni mare mulțime de oameni, aducându-și acolo pe neputincioșii lor, încă și boierii vestiți veneau pentru binecuvântare, astfel că el nici aici nu putea să aibă desăvârșită liniște călugărească. Mai în urmă, supărându-se de neodihnă, a gândit să se ducă tot mai adânc în pustie, depărtându-se și fugind de slavă omenească. Deci, rugându-l mult ca să nu-i lase pe ei, au plâns după dânsul ca sărmanii după tatăl lor, pentru că nu au reușit cu niciun chip să-l oprească. Însă rugăciunea cea bine primită către Dumnezeu a bunului părinte nu părăsea pe fiii săi, căci cu rugăciunea lui toți poreau pe căile și în poruncile Domnului și ca niște crini sădiți în pustie înfloreau prin sfințenie.
Deci, după ce a sărutat pe frați și i-a binecuvântat, încredințându-i lui Dumnezeu, s-a dus în cele mai depărtate pustietăți și în prăpăstii nestrăbătute. Apoi, mergând cale ca de o zi, a aflat altă peșteră care era în hotarele Ierihonului și, sălășluindu-se întrâns, a viețuiat după voința lui Dumnezeu, preamărindu-l pe el ziua și noaptea ca un înger. Hrana lui erau ierburile care creșteau împrejurul locului aceluia, dar mai mult se hrănea cu cuvântul lui Dumnezeu prin rugăciunile cele neîncetate și prin lacrimile cele fierbinți care ieșeau din dragostea inimii sale cea către Dumnezeu, la care era cu totul de dat, ca și psalmistul zicând, făcutu-mi ei sa lacrimile mele pâine ziua și noaptea. Petrecând-l acolo câteva vreme, l-a descoperit pe el Dumnezeu la oameni ca pe o comoară în țarină ascunsă, căci mâhnindu-se de ducerea lui și întristându-se pentru lipsirea bunului părinte și sfătuindu-se, oarecare din frați s-au dus căutând prin pustie pe păstorul lor și străbătând mulți munți și voi, au aflat pe cel pe care îl căutau, așa vrând Dumnezeu, ca povățuitorul cel iscusit și bunul ocârmâitor, nu numai pe el, dar și pe alți mulți să-i povățuiască și să-i îndrepte la împărăția cerurilor. Dintre acel ceas a fost știut locul singurătății lui și au început a veni la dânsul călugării și mirenii, dorind să viețuiască cu dânsul, să-i vadă fața lui cea cu chip de înger și să se sature de folositoarele lui vorbe. Și în scurtă vreme, turma oilor cuvântătoare s-a adunat din ce în ce și s-a făcut o altă mănăstire după aceeași rânduială și așezare ca și cea din tâi. Și creștea și se înmulțea slava lui Dumnezeu în locurile cele pustii și neumblate, mai mult decât în mijlocul cetăților celor cu multă lume, în care se află fără de lege și vrajbă. Cu toate acestea, Hariton n-a petrecut multă vreme în acest de pe urmă loc cu fiii săi, căci așezând toată rânduiala mănăstirească precum se cădea, iar s-a dus în pustiul cel adânc, care se află ca la 14 stadii sau mai mult de la părțile tecuitului și acolo, asemănându-se lui Ilie și înainte mergătorul, se depărta mereu și fugind se sălășluia în pustie, așteptând pe Dumnezeu cel ce le mântuiește pe el. Și trecea din loc în loc, prin voi, prin surpături, prin dealuri, prin crăpături, prin prăpăstile pământului, cu totul pe sine credințându-se lui Dumnezeu, iar osteneala lui cea din pustie, cine o va spune, fără numai unul Dumnezeu, cel ce știe cele ascunse? Acela îi știa nevoințele lui, spre ostenelile lui privea și în locul acestora îi pregătea lui cereștile răsplătiri. Rătăcind el prin pustie multă vreme, a vrut Dumnezeu ca făclia care strălucea prin bunătăți, iar să vină la arătare de sub obrocul pustiului și prin chipul vieții sale să lumineze tuturor celor ce doreau să meargă pe calea cea strâmtă, care duce la viața cea veșnică. Căci iar l-au aflat pe oarecare din nevoitorii cei ce umblau prin pustie și căzând la picioarele lui, l-au rugat pe el să-i primească să petreacă cu dânsul și să râvnească cu vioaselor lui lucruri. Acestea, întâmplându-se cu viosului, alții s-au înștiințat și au început a se aduna mai mulți la dânsul, fugind de lumea cea deșartă. Iar el, iată, adunând a treia turmă de oi ale lui Hristos și învățându-i călugăria, a întemeiat a treia mănăstire, care mai pe urmă în lumea siriană se numea Suchia, iar greșește se chema Lavra Veche. Apoi s-a suit în vârful muntelui ce era acolo și s-a sălășluit pe un deal foarte înalt, care avea în sine o peșteră mică, la care abia era cu putința să se sui pe o scară prea înaltă. Acolo numai singur stătea ca pe un scaun, depărtându-se de la pământ și de cele cerești apropiindu-se cu sălășluirea. Și de acolo, stând ca un bun păstor la strană, privea spre ale sale mănăstiri cu rugăciune și se ruga pentru mântuirea fraților celor adunați prin purtarea sa de grijă și ca o cârmă în corabie stând, o cârmuia înotarea atâtor suflete. Pentru că trebuindu-le povățuitor, alergau la el de la toate mănăstirile zidite de dânsul. A viețuit la acel loc până la adânci bătrâneți în post, în rugăciuni și nevoințele pe care a le spune nu este cu putință, pentru că adăugând din zi în zi ostenel peste ostenel, se arăta în trup fără de trup. Deci locul acela era fără de apă și nu voia părintele ca cineva din frați să se ostenească pentru el aducându-i lui de departe apă,
căci singur nu putea să-și aducă din pricina grelei suiri la înălțimea dealului și pentru slăbirea trupului celui mult ostenit ce îmbătrânise. De aceea a făcut rugăciune către Dumnezeu cu din adinsul ca să scoată din piatră apă ca lui Israel în pustie și s-a făcut așa, pentru că Domnul face voia celor ce se tem de El și rugăciunea lor o ascultă și îndată din piatra cea uscată și netăiată a ieșit izvor de apă cu puterea lui Dumnezeu. Așa de mult a putut rugăciunea îmbunătățitului Părinte la Dumnezeu. Deci a petrecut prea desăvârșit în bunătăți și ajungând ca un strugure copt la vreme, s-a apropiat de sfârșitul său fericit și luând înștiințare de la Dumnezeu a chemat în pustiul acela de la cele trei mănăstiri ale sale pe egumeni și pe frați care se înmulțiseră ca stelele cerului prin rugăciunile și mijlocirile lui și le-a spus lor de ieșirea sa care era aproape: Eu, zise, mă voi duce de la voi, precum poruncește Domnul, pentru că a sosit vremea pe care de mult cu dorire am așteptat-o, ca, dezlegându-mă din legăturile trupești, să merg și să mă arăt feței Dumnezeului meu, iar voi, fiilor, să vă îngrijiți de mântuirea voastră, fiecare din voi, scăpând din cursele vrăjmașului, să se învrednicească pentru a putea ieși din trup la vremea sfârșitului și să intre la Domnul ca să câștige mila Lui. Acestea, auzindu-le toți, au plâns, zicând: Ne lași pe noi, fiii tăi, părinte și învățătorul nostru, ne lași pe noi, păstorule și povățuitorule, te stingi, luminătorul nostru și povățuitorul căii noastre. Iar el îi mângâia pe ei, zicând: Domnul nostru Iisus Hristos a făgăduit ca să fie cu noi nedespărțit până la sfârșitul veacului. Acela nu vă va lăsa pe voi, la care de voi afla îndrăznire, voi ruga bunătatea lui ca să nu vă despartă pe voi unul de altul, ca pe oi de capre la înfricoșata sa judecată, ci pe toți să vă pună cu cei binecuvântați ai săi de-a dreapta și să ne adune pe noi într-o ogradă a împărăției sale. Apoi îl întrebară pe el frații: Ce poruncești, părinte, să facem cu trupul tău, unde să-l îngropăm? Iar el a zis: Să dați țărâna țărânei unde veți vrea, căci al Domnului este pământul și plinirea lui. Iar ei au zis: Nu, părinte, trei mănăstiri ai zidit și trei turme ai adunat, fiecare din ele ar dori să aibă la sine moaștele tale, pentru aceasta să nu fie între noi pricină, să rânduiește acum unde să punem moaștele tale. El, făcând după dorința lor, a vrut să fie îngropat în mănăstirea sa cea din tâi, unde a fost prins de tâlhar și cu minune, prin darul lui Dumnezeu s-a izbăvit de dânsii. Apoi, luându-l pe el, tot soborul l-au dus încă viu la locașul acela, în care mult pentru cea desăvârșită viață călugărească, învățând pe frați și pace tuturor dându-le, s-a culcat pe pământ și și-a dat în mâinile Domnului sfântul său suflet, neavând niciun fel de durere trupească. Așa s-a sfârșit cu viosul părintele nostru Hariton, mucenicul lui Hristos, mărturisitorul și bunul nevoitor, și s-au tânguit după dânsul toți părinții pusnici și tot pustiul s-a umplut de glasul plângerii după acel atât de mare părinte și învățător, care ca un soare strălucea lumea. Și plângând mult deasupra lui, au îngropat sfintele lui moaște cu cinste, slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh în veci. Amin.